Marțea din Octava Paștelui a adunat pentru a treia zi consecutiv credincioși în biserici. Pentru unii, zilele libere s-au terminat, însă n-au lăsat să treacă sărbătoarea fără a participa la Sfânta Liturghie. Hristos a înviat! Evanghelia citită marți a prezentat o nouă apariție a celui înviat. Maria Magdalena a trecut pe la mormântul sfânt, însă când a ajuns a observat că Iisus nu mai era acolo și a început să plângă. Femeie, au întrebat-o ei, de ce plângi? Ea le-a răspuns, fiindcă l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Spunând aceasta, s-a întors și l-a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare. Așa că Domnul i s-a prezentat ca cel înviat, însă n-a lăsat-o să-l atingă, fiindcă nu urcase încă la Tatăl Ceresc. Avea ochii cufundați în lacrimi și, iată, nu reușea să recunoască pe Iisus, care era prezent alături de ea. Conform Sfintei Scripturi, în următoarea perioadă de 40 de zile până la înălțarea către ceruri, Mântuitorul se arată împărtășindu-le experiența învierii.